Bună seara! Bună seara, Pervomaisc! Ce mai faceți? Noroc, 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 prieteni! Noroc, iepuraș de soare! Cum trăim? Cum o ducem? Unde o ducem? Scriți mai jos în comentarii de pe unde ne-am adunat pe acest stream pe Facebook și hai să începem să vorbim despre ce e și arde. Dar ne arde pe noi, de prin spate, pe acolo unde noi nici nu observăm, pentru că nu avem când, toată viața, ne ocupăm cu ce e și în față, dar în spate, în spate, ne paște trecutul. Anul 2012, 25 februarie, domnul Plahotniuc oferă un interviu pentru Comsomolskaya Pravda și zice că eu vreau sistem de vot uninominal. Încă din 2012, au trecut ani de zile și iată că acum noi, toți împreună cu voi, da, miliarde de moldoveni de pe toate planetele Moldovei, am reușit să semnăm în favoarea acestui vot. Sute de mii de moldoveni împreună cu noi au mai semnat și pe teritoriul Moldovei și azi s-au pus în discuție, în prima lectură, votul uninominal. Și noi toți am sperat, pentru că noi am semnat pentru asta, nu? Când o țară vrea ceva, țara speră și noi am sperat că azi va trece votul uninominal. Când colo, domnul Bătrâncea l-a amenințat pe domnul Candu și a zis, domnule Candu, dacă nu spune la discuții votul mixt, ai, cariva! El așa i-a zis domnului Candu și domnul Candu a zis, bine, domn Bătrâncea, numai nu rupiți hărțile, hai și-o discutați, suntem prieteni de multă vreme, a vostru cu a nostru, a meu cu a tău, și s-o apucat să discute. Ca într-un final, cu 74 de voturi, să se comaseze votul uninominal cu votul mixt, propunerea Partidului Democrat cu propunerea Partidului Socialist, și noi să ne alegem cu votul mixt susținut de un număr atât de mare de deputați, 74 de deputați. Am ieșit Candu și-o grăit. Am făcut declarații de presă. A ieșit Dodon și-o grăit. Pentru cei care s-au conectat mai devreme, l-am văzut pe Dodon live prin privesc.eu. Dodon a abuzat de cuvântul succes, a abuzat de cuvântul victorie, dar probabil putem să-i dăm dreptate. Hai să ascultăm măcar câteva din spusele acestui blogger, Igor Dodon, să vedem de fapt ce are el în vedere, deși el spune așa de des cuvântul succes și victorie. Cum mi s-a părut lui ziua de azi? Eu cred că ceea ce a fost astăzi în Parlament putem califica ca o victorie a președintelui și a fracțiunii socialiștilor în lupta contra votului uninominal. Azi, ziua de azi, e o zi de victorie pentru Partidul Socialiștilor și pentru președintele Igor Dodon. Voi ați simțit asta? Voi ați simțit aerul de victorie? Voi ați simțit cum trâmbiță trompetele prin prejur, nu? E victorie azi. Bun, e victorie. Hai să înțelegem de ce. Bun, 74 de oameni votează în favoarea la ceva și doar un partid zice victorie. Noi mușa să dăm și zice Partidul Democrat, și zice Candu, dar totuși. Deși e victorie pentru Dodon. Ceea ce putem spune la sigur, proiectul modificării sistemului electoral de a introduce votul uninominal de către Partidul Democrat astăzi a ieșuat. Cum? Cum dacă noi, dacă tăți nu, cum a ieșuat? Stai o leacă. A căzut. A căzut? Cum adică a căzut? Cum sute de mii, tu, eu, noi tăți am votat. Julia, Zinaida Julia a susținut. Tăta diaspora a susținut, tăta diaspora tuturor țărilor din tăti planetele. Și azi a căzut. Cum poate o țară întreagă să susțină ceva? Și partidul care e susținut de peste 50%, cum zice Bătrâncea, să nu susțină și ei și să susține o țară, azi a căzut ideea, probabil cea mai populară idee ever, susținută vreodată de moldoveni, azi e o căzut, asta e trădare față de legători, asta e trădare față de cei care vor schimbarea. Ce-i facem noi care am vrut votul uninominal, dacă azi a căzut? O căzut și ca îngerul ăla care cade jos. Știți semeseurile și alea? Noroc, te doare umărul? Nu, și s-a întâmplat. Dar am înțeles că a căzut de sus un înger și s-a lovit într-un cot aici, s-a făcut luxație. Apoi că așa și în cazul votului uninominal, trebuie să scrim semeseuri pentru votul uninominal, din partea votului uninominal. Cum azi, că începând cu ziua de azi, cum mai putem continua să trăim liniștit, știind că cea mai puternică idee ever și a mai susținută idee ever de moldoveni, de artiști, de intelectuali, de boxieri, de sportivi, de cine vrei, azi a căzut. Ceea
confirma ceea ce am spus mai devreme. Că Partidul Democrat are voturi suficiente pentru a insista pe uninominal. Și ați văzut că pentru uninominal astăzi au votat 52 de deputați. Noi am intuit acest lucru și din stat, câteva săptămâni în urmă am propus trecerea la sistemul mixt. Dodon a intuit acest lucru și a propus trecerea la sistemul mixt. Dar cum a propus el trecerea asta la sistemul mixt? Hai să ne amintim. Pe 6 martie a ieșit Plahotniuc la briefing și a zis că la inițiativa mea, așa cum am zis eu, cu de deputații mei, noi am hotărât că eu am dreptate și eu propun sistemul de vot uninominal. În aceeași zi, Dodon scrie pe Facebook un text lung în limba română și în limba rusă. Ah, scuzați, Dodon nu știe limba română, chiar dacă mai e profesor de limba română. În limba care zice el. Abiaca. Dodon scrie pe Facebook un text lung că noi n-o să permitem, noi n-o să permitem schimbarea sistemului electoral. Că asta n-are nică cu noi, mă, nu ne trebuie nouă schimbarea asta. Și noi zicem, ok, o viziune destul de trează. Omul înțelege că această problemă nu există. Nu s-a pus problema participativității, sau cum se cheamă, reprezentativității partidelor politici. Asta nu contează, nu trebuie să schimbăm un sistem electoral. Ca după câteva săptămâni, Partidul Socialiștilor, de fapt, să vină cu o propunere de sistem mixt. Și Dodon în același timp spune că da, pe noi ne deranjează ambele. Și mixt, și nemix, pe noi ambele ne deranjează. Nu, ciuvac, pe tine nu poate ca partid politic să te deranjeze ambele în egală măsură. Pentru că pe tine nu poate în egală măsură să te deranjeze un sistem care deja nu există și te favorizează în mare parte și un sistem de care tu încă nu știi, încă nu l-ai elaborat și în care tu spui că diaspora să aibă un rol foarte mare și tu încă nu știi cum și transnistrenii se poate vota, dar tu încă nu știi cum și pe cealaltă parte Krasnoselski îți zică oi, ciuvac, izveni, dar tu n-ai nicio sulă dreptate pentru că transnistrenii n-ați votez așa cum ați zis tu, pentru că noi controlăm regiunea asta. Nu știu dacă ai observat, dar de vreo 20 ceva de ani aici e armata altui stat și suveranitatea Republicii Moldova este un mit. Dar Dodon zici că e victorie. De să-l credem dacă e președinte de stat, nu? Noi trebuie să fim respectuoși cu asemenea blogger. Și mă bucur că astăzi sistemul mixt a fost votat cu un număr mai mare de deputați decât cel uninominal al Partidului Democrat. Practic, pentru proiectul socialiștilor au votat cu mult mai mulți deputați decât pentru proiectul democraților. Caroci, pentru cine nu a văzut transmisiunea de la ședința Parlamentului, discutați despre sistemul de vot uninominal. O ieșit Sârbu și a zis, Dumnezeu să ne ajute, mai nu și-a făcut cruci, mai nu a plâns, maladeț ceva-cu. Și s-a apucat lumea să voteze, 52 de voturi. După care bătrânii ce zici că, ei băieți, nu, trebuie de votat și mixt, ok? Hai să încercăm și mixt. Hai să vedem care e părerea comisiei juridice, că există diferite comisii în Parlament. Și comisia juridică zici că, dar știți, noi e cam unde am observat că voi vă sfădiți din cauza la același lucru, că e vorba de schimbare în același domeniu. Hai să le comasăm și demă-ți votăm și să facem compromis. Compromis. Deși eu zic compromis pentru că este cuvântul cheie din următoarele declarații pe care urmează să le auzim din partea lui domnul Candu. Pentru că și azi o răsunat din gura domnului Candu, bati tăt și o răsunat până mult din gura domnului Candu. Dacă voi până mult ați crezut că asta e vreun teatru al absurdului. Ap nu, azi a fost finala acestui campionat. Sau nu, nici nu zic final, azi a fost, cum se cheamă, retrogradare atunci când treci dintr-o ligă mai jos. Dacă te duci în altă ligă mai sus, scrieți acolo în comentarii, că am uitat cum se cheamă cuvântul ăsta. Apiacai, azi politicienii noștri au sărit într-o nouă ligă cu declarațiile lui Candu, pentru că e absurdul care a curs din gura lui. E superb, dar de să vedem cu și încheie Dodon totuși. Aceasta este partea bună a tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. 52 de mandate pentru proiectul democraților, 74 de mandate pentru proiectul socialiștilor de a trece la sistemul mixt, care presupune 50 de deputați uninominal sau pe circumscripții și 50 de deputați pe liste de partid. Ce urmează acum? Conform procedurilor legale de bază, astăzi a fost votat proiectul socialiștilor de introducere votului mixt. Dar tu ai zis numai și asta. Tu zici, mă, unul... Opa, mă sună Dodon. Domnul Igor Nicolaici, scuzați, eu o să fac un live acum pe Facebook. Bine? Dar de ce aveți așa o voce de femeie? Ce cu dumneavoastră? Alo? A, așa de
V-ați stresat? Hai nu mă întrerupeți, domnul Igor Nicolaevici. Acum tot despre dumneavoastră vorbeam, taman buzișoarele s-au subțiat. Haideți, la revedere! Da. Salutări, bye-bye! Scuzați, am o linie directă cu partidul. Unde a rămas? Exact, tot acolo și-a rămas. Abia că, domnul a ieșit-o convocat, o chemat jurnaliștii, zic, băi, ok, ceva important, omul o să mai zică ceva pe lângă teatru și circul pe care l-am văzut, da? Nu! Da, domnul Adusnic, el de câteva ore repetat ce s-a întâmplat. Ok, am înțeles că e victorie ceva, că am înțeles. Ce înseamnă aceasta la modul practic? Hai, la modul practic, aceasta, descrie. Aceasta înseamnă că proiectul democraților gata. Cu uninominalul s-a terminat. Tu ai zis asta un minut în urmă. Am înțeles că n-ați și uninominal și am înțeles că trebuie să fim triști. Vă rog frumos, nu mai folosiți smiley-uri și like-uri. Puneți față tristă. Acolo eu vă văd cum curg smiley-urile și like-urile în live-ul ăsta. Puneți față tristă pentru că n-ați mai și uninominal. Zinaida Julia a vrut uninominal, n-as mai și. Cum am de trăit după asta? Ioma-io! Băi, dar pe bune, Dodon, faci niște pauză în vorbi, că poți reușești să mergi la baie, să scoghești. Și cu dânsul? What the hell? Pe bune, dați-i un semn. Eu nu știu cât jurnaliști stau în fața lui. Dar poate eu sunt așa mai zvăpăiat, mai aprins. Faceți-i așa când stați în fața lui, faceți-i, bă! Aleu, ceva? Treziți-l! Și cu zombarea asta? Lectura a doua însă depinde de Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția săptămâna viitoare vin primii experți, vor fi și alte discuții și în luna iunie trebuie să se expună. Să dea aviz pozitiv sau negativ. Și vreau să vă spun că în ambele cazuri de mâcă anica depinde. Caroce, prieteni, țineți minte anul trecut Lupu, o candidat, sau a vrut și da, o candidat pe urmă renunțat la președinție. Țineți minte? Vai, și s-au istovit unii, chiar și eu, am început să atacăm, criticăm, nu știu ce. Și după asta s-au retras din cursă. Am un cuvot uninominal și s-a întâmplat. Ba, câtă zarvă, corturi deschise, mii de voluntari, sau cum îi cheamă, colaboratori a Partidului Democrat, prin tot țara s-au apucat să-i scălească, să apere votul uninominal. Artiști, intelectualitate, tăi ce vrei, sportivi, apără votul uninominal. Pe urmă ți-a zis că votul uninominal va trece de prima lectură, după asta așteptăm să vină Comisia de la Veneția. Pe urmă, hop, azi, vineri, înainte de 9 mai... N-as mai și votul uninominal. Comisia de Veneția, n-as mai analizează votul uninominal. Ea îți dă un aviz pozitiv sau negativ, sau o scrici, sau o să recomandi. Votul mixt, propunerea socialiștilor. Căcova crena, eu nu înțeleg. Cum poți ai partid puternic, cu atâta susținere, cu sute de mii de moldoveni care au semnat pentru ideea ta? E ca așa la urmă să-ți furi cineva tortul de pe masă, cheesecake-ul de pe masă. Cum poți? Nu avem de câștigat. Dacă va fi aviz pozitiv, atunci va fi implementat votul mixt propus de președinte și de socialiști. Dacă va fi aviz negativ, va rămâne sistemul actual. De ce tot este pozitiv și într-un caz și în altul? Pentru că nu va fi uninominal, sigur. Ah, genial! Dodon, dă un răspuns. De ce va fi totuși pozitiv? Pentru că nu va fi uninominal. Băi, nu aici e scopul. Nu-i scopul să nu și anume uninominal. Scopul este să focusez pe probleme. A, dar eu am uitat că Republica Moldova nu mai are probleme. Problemă teritorială, Republica Moldova? Nifiga! Dezbinarea societății? N-am auzit. Miliard furat? Care vei miliard? Închide gura și uite. Uite și plătește-l. Eu nu înțeleg, mai nu sunt probleme. De asta trebuie discutat despre schimbarea sistemului electoral. Așa e, domnul Igor Nicolaevici. Asta după și pușesc martie, noi am zis că nu. Noi vrem să rămânem cu sistemul actual. Că ne aranjează. Dar depinde de ce sumă propuneți. Nu, niciodată nu mă vând și niciodată. Nu, tună tine. Andrei, încetează. Scuzați, eu singur cu mine, de-am încep să grezi. Victoria cea mare de astăzi și eu rog să fim foarte atenți. Fiți atenți, victoria cea mare de astăzi este? Atât concetățenii cât și oponenții noștri. Dar oponenții voștri nu sunt concetățeni sau ce? What the fuck is that, ce fac? Caroce, uitați-vă puțin în oglindă, eu vă dau voie. Treceți la telefon, la computer, uitați-vă o leacă în oglindă. Și uitați-vă atent și întrebați-vă, cine sunt eu? Oponent sau concetățean? Dacă sunteți concetățean,
Eu vă accept așa cum sunteți. Dacă oponent, la fel vă accept. Hai să ne uităm și să ascultăm atent. De ce este o victorie? Succesul enorm de astăzi al președintelui socialiștilor și întregii societăți. Hai zi de vă treia oară, zi! Este că am deturnat intenția democraților de a introduce votul nominal. Yes, yes! O barieră, o barieră în fața democraților. E că acest bloc socialist de partid care știe ce înseamnă cuvânt socialist, care protestează pe 1 mai cu lozinci, nu genocidului social, egalitate socială, dar au un partid milionari, au un partid magnați media, Corneliu Furculiță, salut, au un partid ciuvași care slati fundiari mai ceva ca biserica, au un partid oameni care ciuca-cica puca-puca din Bahamas niște bani acolo, 15 milioane de lei pentru campanie electorală. Понимаешь, egalitate socială. А un partid oameni. Hei, iacă-te-l. Iacă-te-l, egoista. Cu casă la Buican, dita mai casă, 100 ceva de metri pătrați. Iertați-mă, mai vreme să spunem că e 400 de metri. Dacă tot cu pământ e vreo 600. Înțelegi? Partidul socialiștilor, ei sunt salvatorii noștri, ei. Voi ați crezut că gata, plaha o ataca țara. Țara e o plaha, justiția e o plaha. Voi ați crezut că Banca Națională e o plaha. Nifiga, ia ca omul care a stat în față și a deturnat. Azi e victorie, azi e sărbătoare. Eu propun să facem ziua de 5 și 9 mai împreună ziua victoriei și 59 mai. Ziua 59 mai. Așa o zi în calendar. Ziua victoriei, pentru că ea va fi o dublă zi a victoriei. Atât contra fascismului, cât și contra flagelului votului uninominal. Folosiți, vă rog, hashtag-ul 59 mai, acolo mai jos în comentarii, în posteri. Tipăriți tricouri 59 mai, dăruiți oamenilor dragi tatuaje 59 mai, numiți copiii 59 mai, ca noi să ținem minte această zi, pentru că aceasta este ziua victoriei. Mulțumim, domnul Igor Nicolaevici, mulțumim! O mai grăit el vreo 3 minute, de vreo 14 ori repetat că e victorie și succes enorm, dar eu vreau să sărim la următorul protagonist al serialului nostru de astăzi. Serialul se numește Pe culmile absurdului, seria 69, apropo, da, actorul se numește Andrian Candu. Haideți să-l urmărim. Andrian Candu, repet, pentru cei care s-au conectat nu demult, Andrian Candu a avut astăzi, a oferit niște declarații pentru presă după ce s-a terminat ședința Parlamentului. Și viziunea mea ultra subiectivă viziunea mea este că Andrian Candu astăzi s-a autodepășit. Pe bune, el a atins niște culmi ale absurdului pe care noi doar am putut să le visăm. Deci, întreaga cătlețică asta, întregul cârnaț de conferință are 23 de minute. Azi vedem, azi sărim peste dânsul, azi sărim, poate voi să vă culcați, azi mergeți la culcare, n-ați mai răbdați atâta. Dar, pe bune, de câte ori el a zis cuvântul compromis, asta e, de doamne, de atâtea ori să se întoarcă miliardul în Republica Moldova. Serios. Și asta o zic eu ca pe un om care nu stare curat în fața lui Dumnezeu, de aia că zic de doamne. Haideți așadar să-l ascultăm pe Andrian Candu. El, bineînțeles că îi povestește despre ce se întâmplă în Parlament și într-un fel motivează acțiunile, întâmplările, da? Deci, dar nu uităm ce a zis Dodon. Azi e zi de mare victorie, mare succes, da? 74 de oameni au votat mixt, 74 incluzând oameni precum sunt și Candu. Deci azi e victorie pentru cineva care a făcut parte în acest bloc, dar ce spune Candu? Ce spun ceilalți care au făcut parte în acest bloc, care au votat pro? Hai să auzim. Sunteți-vă presii că ați avut răbdarea să ajunge până la sfârșitul acestei zile. Foarte respectuos, mulțumește reprezentanților presii că au avut răbdare, mă adresez. Bineînțeles, subiectul important care probabil a făcut știri și titluri de știri astăzi este ceea ce s-a discutat, dezbătut în plenul Parlamentului și aprobat în plenul Parlamentului, ce ține de schimbarea sistemului electoral. Hai, spune! Vreau să vă comunic că astăzi în plenul Parlamentului a fost dezbătut și votat în prima lectură schimbarea sistemului de vot pe cel uninominal, da. Proiectul de lege propus de Partidul Democrat, da. Și proiectul de lege propus de Partidul Socialiștilor ce prevede sistemul mixt. Și cu cine am ales, domnul Candu? Având în vedere că se dorește un consens cât mai larg în Parlament și... Cine a spus asta? Cine dorește consens în Parlament? Cine dorește consens în Parlament? Cine, domnule Candu? Cine a spus că vrea consens?
Eu n-am auzit vreodată un partid zicând că vreau cu tot să ne înțelegem. Eu n-am auzit pe nimeni. Poate tu îți dorești, dar și altă parte au zis că e victorie de partea lor. Dodon numai și s-a lăudat, nu cu consens, dar cu faptul că s-a pus beță în roate ția, care a propus unii nominalul, împreună cu Julio. În societate s-a ajuns la un compromis. Compromis? În plenul Parlamentului pentru a comasa cele două proiecte de lege și pentru a lua ca bază sistemul mixt de vot. Această decizie a fost luată cu 74 de voturi în plenul Parlamentului, ceea ce arată compromisul larg la care s-a ajuns astăzi. Eu am o întrebare către voi, către spectatori, e că noi toți avem parte de certuri, de argumente, contraargumente, ne certăm cu oamenii dragi, încercăm să demonstrăm punctul nostru de vedere în mai multe domenii din viață, fie că suntem la magazin, la piața centrală, credem că cineva ne măjește. Și atunci când noi foarte tare credem într-o idee, noi ținem la ea. Și atunci când noi orbește, credem în ceva, fiecare asta e un stereotip, o prejudecată, noi tot foarte tare credem în asta și ne vine foarte greu să cedem. Dar atunci când tu, de data de 6 martie, investești în panouri publicitare, îl trimiți pe Corneliu Ciurea prin sate, trimiți deputați prin sate, Publica, Canal 3, Prime, tăți urlă, Zinaida Julia, Adriana Ochișanu, interpreți, oameni de cultură, susțin ideea ta. După atâta efort, după două luni de efort, tu zici că, sorry, dar trebuie să ajungem la compromis. Sorry, noi am realizat. Asta ori te faci pe tine super inteligent și sâmțit, zicând că, băi, trebuie să sunt de la început, că nu trebuie eu să mă pornesc cu toată ideea asta. Ori te faci prost că ai cheltuit atâția bani, dar după asta noi înțelegem că foarte mulți bani au fost spălați prin această campanie de promovare. Ori te faci pe tine neîncrezut în această idee. Ori ți-ai văpșe ți-ai încrâlă de votul uninominal și fluturatul ăsta în fața ochilor a unor catlețele cum că, hei, uite, Fondul Monetar Internațional ne-a mai dat niște milioane. Da, zașibis, dar tu știi că la Țânțăreni, sau cum se mai cheamă, în raionul Strășani, copiii sunt închiși în școală. Dar tu știi că Transnistria nu ne aparține. Dar tu știi că 4500 de oameni primesc pensii de 150 lei pe lună. A? Nu, trebuie schimbat votul nominal. Panimași? După votul de comasare care a avut loc, grupul parlamentar al Partidului Popular European a venit și cu propunerea de a forma un grup de lucru. Opa! Din reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare. Oh, iaca! Pentru a începe pregătirea proiectului de lege pentru a doua lectură, bineînțeles. Super. Și cu recomandările care vor fi din partea Comisiei de la Veneția. Ah, grupul ăsta al lui Leancă a propus totuși din mai multe fracțiuni să adune lumea. Iaca tot și ne pentru consensus. Ei! Iaca și ne controlează Moldova. Leancă a venit cu idee de consensus și a zis, ei băieței, hai să, să nu ne certăm și să ne adunăm la un loc și poate să decidem acolo ce putem să hotărâm. Și asta înseamnă că Leancă e omul, Leancă e motorașul care a decis să adunii tăs la un loc și să aibă înțelegere și consensus. Mulțumim, domnul Iurie Leancă. Numai că blin, și dumneavoastră ați băgat beță în roate la o campanie care durează două luni. Cum ați putut? Decizia de a vota astăzi în prima lectură a fost luată tocmai pentru a da experților Comisiei de la Veneția spre analiză un singur proiect de lege. Oh! Un singur document. Oh! Iaca deși s-o decis, înțelegi? Înțelegeți care-i treaba? Există ca parlament aleșii poporului, da, deputați care ca și cum pentru propor. Dar, de fapt, ei pentru Comisia de la Veneția mai mult fac asta, pentru că lor le trebuie avizul Comisiei de la Veneția. Și noi e ca foarte tare insistăm, eu repet, două luni de zile, ei, s-au urlat votul uninominal, că e cea mai bună soluție. Asta se responsabilizează deputații, cum pasă înaintea tuturor, gata, Moldova spune picioare. Că după asta, de fapt, se decide că noi trebuie să alegem o soluție. Și alegem compromisul, îmi pare rău, adică, băi, scuzați, nu e că n-am avut noi majoritatea, am cumpărat, am insistat, domnul Plahotniuc a cumpărat cât a putut, dar nici el nu e Bill Gates, înțelegi? Are el acolo de hrănit o gură, două, a treia, salut apropo gurilor, și nu poate el chiar cumpăra toate gurile, părimași? Violeta Ivanova acolo, Zagorodnă, încă se mai poate, dar mai mulți nu se poate, socialiști nu-i mai cumperi, socialiști sunt din Bahamas, iau alți bani.
și că nu s-a ales compromisul. Nu, cum să nu înțelegi? Cum să nu accepti? Cum să nu cazi de acord cu asemenea oameni care sunt inteligenți, sunt țâți, care sunt gata să cedeze atunci când au dreptate sau n-au suficient susținere? Băi, super, pur și simplu. Lansat, în așa fel încât să fie o comunicare mai simplă, mai puțin birocratică și să nu aducem confuzie nici comisiei de la demisie. O, da, voi nu vreți, credeți-mă, odată, în 1996, odată Comisia de la Veneția era așa de confuză, s-a închelicat, a început a strica pahare pe jos, nu, voi nu vreți să ies și confuză. Dați mai bine să trimitem un singur proiect de lege și îl trimitem pista socialiștilor care au venit amul câteva săptămâni, pentru că, ei, lasă, Julia Deam nu s-a mai supărat, înțelegi? Soluția e simplă. Comisia de la Veneția săptămâna viitoare va primi din partea noastră și din partea Comisiei Juridice un singur proiect de lege, compromis larg, obținut astăzi în plenul Parlamentului, votat în primă lectură și comasat, un proiect de lege care prevede ca bază sistemul mixt electoral. Aș vrea să fac și chiar să repet ca precizare, deoarece astăzi am văzut în presă și mai ales pe rețele de socializare foarte multe speculații. Nu speculați! În a doua lectură, proiectul de lege, lectura finală, se va vota ceea ce a rezultat astăzi din comasare, sistemul mixt. Și votul în a doua lectură, votul final pentru a schimba sistemul, se va realiza doar și doar după obținerea avizului și a opiniei juridice din partea Comisiei de la Veneția. Ok, am înțeles. Mixtul este o variantă, în general, care nu satisface așteptările Partidului Democrat. Oh, în sfârșit, am auzit o părere de-asta colțuroasă, tăioasă. Ați înțeles, domnul Igor Nicolaevici Dodon? Domnul Igor Nicolaevici Dodon, care împreună cu Zinaida Greceană i-ați dăruit, practic, domnului Plahotniuc, hotelul Codru din centrul Chișinăului. Ați înțeles? Pe noi nu ne satisface votul acesta mixt. Dar noi am ales varianta de compromis, pentru că noi vă iubim, domnul Igor Nicolaevici, noi vrem consensus. Con și sensus vrem. Dar asta se poate considera că noi am reușit să parcurgem jumătate de drum. Vom avea vot pe jumătate uninominal și pe jumătate pe liste de partid. Dar acest lucru este necesar deoarece este o formulă de compromis. Și în Parlament, și pentru societate. A câte oară ați zis compromis? Pe parcursul dezbaterilor care au avut loc și aici în Parlament și în afara Parlamentului, atunci când au fost organizate pentru a dezbate schimbarea sistemului nominal, s-a vorbit foarte mult despre compromis larg. Și s-a vorbit foarte mult că o combinație între sistemul uninominal și liste de partid, probabil la această oră, ar fi cel mai bun compromis și cea mai bună ieșire din situație. Ok, vă reamintesc, n-ați fost atenți, poate ați lipsit, eu și-o puțin am lipsit, m-am uitat la niște înregistrări de la privesc.eu. Foarte mult s-a dezbătut votul uninominal, foarte mult, pentru că asta era centrul atenției tuturor, votul uninominal. O chestie care e susținută de atâția oameni, da? Trebuie să intre în Parlament, urmează și votate, voturi avem suficiente, ei, pădumai, socialiștii vin cu mixtul. N-ați treacă, nu-i susținut așa de tare de țară, nu? Socialiștii n-au făcut tot felul de panouri publicitare, n-au rugat pe cine și interpreți au socialiștii de partea lor, nu prea au. Silvia Grigore, sau cine ești de acolo? Și amu, noi cu cine alegem? Noi ne alegem cu votul mixt, care nu a fost dezbătut în societate, dar deja a trecut de prima lectură în Parlament. Понимаєш? Adică, de-am să mă scuzați. N-ați fost prezenți, n-ați propus, la revedere, îmi pare rău, înțelegi? Dar mă, bineînțeles că eu încă n-am încheiat discuția aici, am mulți sateliți, multe antene cad în cap. Că te gândești deodată, opoziția, șmopoziția, dar unde sunt și ilalți? Chiar bătălia trebuie să dăi numai între ciumzi și ăștia care împart țara și împart afacerile de zeci de ani de timp comuniștilor? Chiar la bătălia asta trebuie să ne uităm? Chiar nu există o forță de opoziție care să răsară? Deocamdată nu, și asta e tare galimă! Asta e super galimă! Noi am văzut cum de-al de Maia Sandu refuza să vină la discuții, la dezbateri, pe urmă vine el la dezbateri. Noi am văzut cum Andrei Năstase face cu Maia Sandu poză de prin Europa.
Dar eu mă așteptam la păreri mult mai tăioase, eu mă așteptam la fronturi mult mai puternice din partea lor. Dar ce să-i faci? Așteptările mele nu au fost satisfăcute. Și acum noi ne uităm la zero, practic, pondere de opoziție, zero de influență din partea opoziției. Și noi vedem cum niște ciuvași, foarte talcova, pifuriși, au împins cheia și nici nu a fost discutat în societate. În prima lectură s-a dus cheia și nici nu a fost discutat în societate. Panimași? Doar pentru că socialiștii sunt mai mulți, doar pentru că PD-ul era acolo, Leancă era acolo și trebuie de ales o soluție de compromis. What the fuck? Cum ai poți așa deschis, deschise ca în fața omului? Stai și zici că mușigaiul este de pe pâine, el e bun, asta pâine proaspătă, cumpărați, luați, votați-mă pe 4 ani. Eu sunt foarte bun mușigai, eu să vă respect și să vă iubesc. Ați să vă dau din mușigaiul meu mușigaiului tău? Pe termen scurt acceptăm acest compromis. Dar pe termen lung... O, aici e Oscar, Oscar, vă rog, scoateți Oscar-ul. Pe termen scurt acceptăm compromisul. Ne vine greu, e împotriva la ceea ce am vrut, dar pe termen lung... Nu renunțăm la uninominal. Dar astăzi, noi cei din Partidul Democrat am dat dovadă de flexibilitate și deschidere. Da, da, voi. De deschidere, voi ați dat de flexibilitate și deschidere. Cel mai deschis dintre voi e președintele partidului, care e așa de deschis încât a ieșit pșesă martie la briefing, a propus votul uninominal, dar nu știu ce nu l-am mai văzut la dezbaterile cu privirea votului uninominal. Nicăiurea, nu s-a mai dat cu părerea. Nu, ok, o citit omul de pe tabletca lui la conferința de presă, la briefing, dar vreau să-l aud, vreau să-i mai aud argumentele, vreau să-l aud discutând, live, dar el nu-i. Eu înțeleg că ai propus tu și nu mai era acolo. Dudnic, șmudnic, pe la voi de prin PD, o semnat tot asta, sârbu. Dar eu vreau să-l vezi pe Plahotniuc implicat în asta, dar nu l-am văzut. Înțelegi? Și voi purtați o leacă de vină, domnule Candu. Eu înțeleg că nu sunteți de acord cu decizia pe SRM, dar ce să-i faci? Tărie că votul uninominal era mai potrivit așteptărilor cetățenilor. Asta arată și sondajele. So fucking what? Varianta integrală rămâne pe agenda noastră politică, însă nu pentru alegerile parlamentare următoare. Dar? Am decis să acceptăm această variantă de compromis. Compromis. Pentru a nu fi acuzați că schimbăm sistemul electoral doar cum vrea Partidul Democrat. Nu! Schimbați doar cum vrea Partidul Socialistilor! What the hell? Și pădurii aici! Ce pădure întunecată aici! Vom petrece alegerile parlamentare din anul 2018 cu un sistem mixt. Oamenii vor vedea care... E gata, de la a doua lectură nu a fost, avizul de la Comisia de la Veneția nu a fost, dar deja vom petrece alegerile din 2018 cu sistemul mixt. Clar, văzătoarea Andrian Candu deja ne anunță cum se vor petrece alegerile din 2018. Normalioc, tu ai o voce, tu crezi că e democrație în Republica Moldova, așa e? Felicitări! Du-și te uite în oglindă și decide, ești concetățean sau oponent? Asta e foarte important. Și beneficiile apariției votului uninominal chiar și pentru jumătate din numărul deputaților? Ce înseamnă apariție de vot uninominal pe jumătate? Deși despre ce grăiești, nu sunt parte sistemele electorale, eu nu sunt specialist în asta, n-am făcut dreptul. Dar nu poți zici că sunt parte așa. Oamenii totuși o leacă sunt, Zinaida Julia, sunt cum votează jumătate de deputat așa, dar jumătate așa. Nu, Zinaida Julia vrea tăiat uninominal. Nu poți să încalci dorința Zinaidei Julia. Și după care vom veni deja cu modificarea sistemului pentru alegerile din anul 2022. Opa! Ribetuschi, până în 2022 mai răbdăm? Noi, care atât de tare am susținut uninominal, 800.000 de moldoveni, rabdă până în 2022. Nu cred, ați plângă până în 2022. Dar de la lacrimile moldovenilor la răscrească ghiocei, domnule Candu. Și tare dureros când ghiocei și-a răscrească până la genunchi și-a să ne inunde pe noi. Și noi ne-am să știm ce să facem cu ghiocei ăștia, pentru că nu poți să-i rupi, că sunt cartea roșie. Am avut zilele trecute, dar și astăzi cu fracțiunile din Parlament, noi am spus clar că nu renunțăm la câteva principii la care noi... sau pe care noi le-am lăsat și pe care le-am promovat noi ca partid. Ești flexibil, dar nu renunți la principiu. Și o primă regulă pe care vroiam să o avem în legislație ține de revocarea mandatului deputaților. Da, domnule Candu, spune tare. Cum o să alungăm deputatul dacă probabil da să-i acest subiect acum, în situația în care
mixtul a fost aprobat, unul spune că a fost depășit, însă cu colegii din Partidul Democrat examinăm posibilitatea inițierii unui proiect de lege de modificare a Constituției în așa fel încât să fie posibilă revocarea mandatului de deputați. Înțelegeți? Înțelegeți? Julia o susținut ceva și Partidul Democrat încă nu s-a apucat să discute ca să implementeze. Mă doare, serios, mă doare, mă doare adânc, mă doare profund și sper că vă doare și pe voi. Și altul este legat, alt subiect este legat de reprezentarea diasporii în Parlament. Spune, cum o să reprezintă diaspora? Pe care le vom mai discuta cu colegii și cu siguranță vom găsi compromisuri, vom găsi soluții și vom face totul, tot ce este necesar ca diaspora, așa cum vrem noi, să fie reprezentată. Nu așa cum vreți voi, bratan. Nu așa cum vrei tu, așa cum vreau eu. Eu o să vreau, decizia mea trebuie să te influențeze pe tine, nu cum vrei tu. Tu îți dai seama, el deschis în față nouă, ne zici și ne așteaptă pe noi în 2018, ce o să fie în 2022, cum urmează ei să discute despre ceea ce vor ei să se întâmple cu diaspora. Nici nu trebuie să te mintă prea tare, înțelegi? El deschis în față, spune și te așteaptă. Și într-un sistem mixt electoral. Vreau să fie clar și încă o dată repet. Și lucrul ăsta trebuie să înțeleagă și cetățenii, precum și cei care ultimul timp foarte mult speculează. Votul final pentru schimbarea sistemului electoral va fi doar după ce vom primi avizul Comisiei de la Veneția. Oh, okay. Comisia de la Veneția va examina subiectul Republicii Moldova, schimbarea sistemului electoral în luna iunie a acestui an. Abia după ce vom primi avizul și opinia Comisiei de la Veneția, noi vom trece la schimbarea sistemului de vot prin aprobarea definitivă, lectura a doua și definitivă a sistemului mixt. Săptămâna viitoare... Deci când ne liniștește doar la nivel de timp, știi, ne zici că e o problemă de timp. El nu ne zici că poate nu va mai fi votat, pentru că e clar, dacă sunt deja 74 de voturi în prima lectură, izvinite, пожалуйста, nu există cale înapoi, nu? Nu n-ați poate după asta să zică. Chiar nu-mi imaginez. Cum să zică că am vrut compromis, dar uite, nu mai vrem compromis. Nu, cine ești tu după asta? Ești flexibil, dar nu ești chiar ca o varbă, nu? Trebuie să ai o verticalitate oricare. Așa că el pe noi amuni anunță nu că nu va fi votat, poate, dar că nu va fi votat chiar e cam un mâini poi mâini. Vom avea un 9 mai, o ceva, o sărbătoare, un 59 mai sărbătoare, dar după Comisia de la Veneția, în iunie, când ați și călduți, și puteți să se intereseze tare, ca undeva aici, în regiunea Cotului, să-i doară politica moldovenească, apatunci să ne facem noi aluatul pentru plășințările din 2018. Vizită pe cei din Comisia de la Veneția. Sperăm că prin ceea ce s-a realizat astăzi, le facem și munca lor mai ușoară pentru a veni cu expertiză. Absolut. Este o situație mult mai fericită să reușim să discutăm deja pe un singur proiect și nu pe două. Și considerăm că astăzi am parcurs o foarte importantă, dar primă etapă, una tehnică, ce ține de votul în prima lectură, dar urmează încă un drum lung până vom ajunge la votul în cea de-a doua lectură și ultima, astfel ca sistemul de vot să fie schimbat în sistemul mixt. Ok, asta, eu nu știu, poate trag o concluzie prea de vreme. Dodon totuși zis că e o victorie pentru dânș. Pentru voi e un compromis. Deci, voi tot vedeți partea bună în asta, da? Să înțeleg, e o victorie și pentru voi. Deci nu a fost o bătălie, a fost o înțelegere. Dar de ce doar Dodon nu zici că e compromis, deși el zici că e victorie? El are vreo supărare pe voi, domnule Candu, și s-a întâmplat? Cu cine l-ați împăcat pe Dodon? Sau el e insatiable, cum să-l zici? Nu satur cu puțin, el vrea mai mult, da? Astea au fost cele pe care vreau să le comunic. Aștept întrebările pe care le aveți, vă rog frumos. Acum urmează câteva întrebări din partea jurnaliștilor. Eu vă propun să ascultăm primele întrebări, primele 2, 3, 4 întrebări și să vedem și concluzii tragem dintre însele. Poate mai auzim o dată cuvântul compromis, pentru că mine deja mă gâdălă când l-aud.
Domnule președinte, dacă puteți să ne spuneți, să ne deschideți un pic parantezele, ce ați discutat cu socialiștii, ce ați discutat cu grupul condus de domnul Ghilescu, cum v-au convins ei ca să acceptați votul mix? Care a fost momentul în care ați spus, hai să votăm votul mix? O jurnalistă l-a întrebat pe Candu, cred că e vorba de statii de la ProTV, Matinca, nu recunosc după voce tare bine. Ce ați discutat cu socialiștii? Ce ați discutat cu grupul Ghilescu încât i-ați convins, încât ați ajuns la compromis? Știi că trebuie să fie un punct de discuție care zic, băi, ok, gata, nu ne mai certăm, alegem proiectul socialiștilor. Ce a fost? Care a fost punchline-ul? Logica argumentelor. Logica argumentelor. It took you some fucking time, domnule Candu, să răspunzi. Bun, eu poate speculez aici, nu specialist în psihologie, în gesticulații, dar ți-a luat timp să formulez logica argumentelor. După și ești după o discuție de 6, 4 ori cu cineva, tu ești pregătit, tu ai un vocabular pregătit, tu știi și te-o convins pe tine. Nu, tu ai încercat să reformulezi, să învârtești, să dai abalocica. Cui trebuie abalocica? Zi direct la oamenii. Discuțiile, motivele și argumentele aduse și în discuții cu fracțiunea Partidului Socialiștilor și discuțiile în majoritatea parlamentară, mai puțin în cazul de față Partidul Liberal, ne-au dus la aceea ca să găsim un compromis larg, nu doar în Parlament, dar considerăm și în societate, ca să acceptăm examinarea și dezbaterea astăzi în plenul Parlament, în plenul Parlamentului, ambilor proiecte de legi în primă fază, și comasarea proiectelor de legi și luarea ca bază a sistemului mixt. Băi, scuzați, poate eu am dormit puțin, poate eu am băut mult, poate de-am îmbătrânesc, dar de câte ori se poate zis comasare și compromis timp de 20 de minute? De câte ori? Eu înțeleg că asta nu e ilegal, dar totuși, pe bune că atleta asta trebuie să fie așa de prezent în limbajul tău? Noi... Te-ai văzut par coleg cu supărare, au zis, de Partidul Liberal. Partidul Liberal a zis plecat de la ședința Parlamentului că nu a vrut să asiste. Dar Partidul Socialiștilor a asigurat quorum și a împins cătleta lor. Pe neașteptate! Vai de mine! Cine s-ar fi așteptat? Nimeni! Surprize, stupize! Democrat, considerăm că oricum este o victorie ceea ce s-a realizat. Gata! Gata, nu mai trebuie să cunoști nică în viața asta, oprește-te, nu mai fă nică, gata, vrei să faci copii, nu mai fă, gata, oprește-te, începe să sărbătorești de pe-amu. Și Dodon și Candu în aceeași zi au zis cuvântul victorie, și pentru unul și pentru altul este victorie. Ei-s doi, noi nu ne uităm la live-ul ăsta 1000, nu știu ce noi nu preparăm să fim de acord cu dânși, înseamnă că noi suntem o leacă tiu-tiu. Pentru că oamenii ăștia să alegi de popor. Dar noi suntem niște speculanți care speculează cu specula. Și în loc să alegem compromisul, ne certăm ea că. Chiar așa e de greu de înțeles că au fost victorii. Gata, le-am auzit pe tete care sunt puteau de auzit. E victorii și pentru Dodon și pentru Candu. Ia puneți acolo semnul victoriei, emoticonul, emoji la victorie. Știți care? Nu știți? Nici eu. Dar puneți. Puneți să fie. Data astăzi și urmează să realizeze încă pentru următoarea perioadă de timp până la votul final în plenul Parlamentului faptul că se schimbă sistemul electoral. Faptul că cel puțin jumătate din acest sistem este sistemul uninominal deja este un bun compromis pentru noi. Foarte multă presiune a fost pusă ultimul timp de opoziția parlamentară și extraparlamentară, de o parte din societatea civilă, o parte din partenerii noștri internaționali, ca noi să insistăm doar pe votul uninominal. Și considerăm că soluția de astăzi de compromis este soluția care vine într-un fel să răspundă tuturor întrebărilor sau grijilor care erau expuse de o parte sau de alta a societății sau a partenerilor sau a societății civile sau a partidelor politice. Considerăm că compromisul reușit și obținut astăzi în plenul Parlamentului și prin acel vot de 74 de deputați care au votat, este un compromis. Compromisul pe care l-au făcut azi deputații de a vota în număr de 74 în plenul Parlamentului este... un compromis.
Compromisul este un compromis. Eu tare vreau o carte cu citatele lui Andrean Candu. Compromisul este un compromis. Dar eu nu știam până la ce înseamnă compromis. Că l-am zis de vreo 10 ori cuvântul compromis, dar eu nu știam. Întrebare către voi. Hai, voi sunteți mulți, răspundeți vreo frumos. Ce înseamnă compromis? Corect! Compromis înseamnă compromis. Mălății, băi, bravo, bravo. Sunteți atenți. Eu credeam că nu sunteți atenți. Bravo. Compromis înseamnă compromis. Azi le-am aflat tete, victorie pentru Candu, victorie pentru Ordon. Eu nu știu ce credem că există o majoritate parlamentară pe care o controlează Plahotniuc cu vreo 60 de deputați în care intrași pe Leu acolo. Dar nu, de fapt nu e așa. Majoritatea parlamentară e 74 de deputați. Părimaiși? 74 cu tot Partidul Socialiștilor. Leapăcică, Liulicică, Puzicică, nu, aur, serios. Nu pot să regizez așa ceva, serios. Nu pot. Eu permanent trăiesc cu ideea asta. Băi, de ce noi n-avem e ca show business, una alta, filme, emisiuni, daily show-uri? Ia câtele, zgat, nu-ți trebuie scenarii, nu-ți trebuie scenariști. Ei există în formă brută. Privesc.eu îți livrează mai ieftin ca orice Netflix, cel mai fain serial ever. Logica argumentelor, motivația, discuțiile, dezbaterele au servit acestui compromis. Ori obosit. Ce puteți să? Sistemul electoral mixt. Această logică a argumentelor, dezbaterile despre care vorbiți a existat și înainte de ziua de astăzi. De ce până acum n-ați renunțat? Pentru că știți, ați auzit multe voci împotriva acestui sistem. Reporterul de la ProTV, nu știu dacă la ProTV, bănuiesc. Jurnalista întreabă, de ce n-ați renunțat până acum? Ați știut de logica argumentelor, nu? Și asta, într-adevăr, e o întrebare valabilă. Și probabil trebuie de precizat și de întrebat pe Candu, ce ați aflat azi nou, în afară de contraargumentele care deja erau aduse în societate, din partea societății civile, din partea Partidului Socialiștilor? Ce a fost azi nou încât să-și schimbi părerea și să nu o pune pe ordinea zilei, proiectul lor? Deși eu au renunțat numai după vot. Pa cimu? Noi am trecut printr-o perioadă de cel puțin 2-3 luni de zile de dezbateri în societate. Am trecut printr-o campanie... Nu, bratan, asta nu a fost dezbatere în societate. 150 de oameni care au fost la Leo Grand sau unde mai fost, asta nu e dezbatere în societate. Dezbatere în societate când tu te duci la om direct în sat și îi zici: ei, mujic, uite ce vrem noi să facem. Uite care e situația. Noi n-am să întoarcem miliardul, să-l întorci tu. Dar între timp vrem să schimbăm sistemul electoral, ca noi să mai fim la putere, mai mult o leacă. Ok? Da, ok, susțin. Susții, da? Da, susțin. Bun, dar apoi e ca și Julia susține. Și Julia? Doar susțin de două ori. Bun, dar semnăm de două ori. Facem, nicio problemă. E că asta a fost dezbaterea lor în societate. Pentru că eu nu cunosc oameni, cel puțin în satul Selește, de care mama mea să-mi spună că e că au fost, și le-au grăit lor la parte de votul nominal. Undeva pe Norhei au stat băieței tinerei și au adunat semnăturile. Dar dezbateri nu au fost. S-au speculat mai mult. Parimași? Ia că și nici specula domnul Candu. Așa că... Casila hujă... ...de comunicare cu cetățenii Republicii Moldova. Am inițiat colectarea de semnături de schimbare a sistemului electoral în uninominal și apropo sunt peste 850.000 de semnături colectate de Partidul Democrat. Și facem cu oamenii ăștia, domnul Candu? Și facem cu oamenii ăștia care și-au depus sufletul pentru schimbarea electorală? Toate sondajele arată importanța schimbării. Situația politică de astăzi din țară presupune și cere schimbarea. Iată de ce, domnișoara state, important este compromisul politic uneori. Oh, go pentru... fuck yourself! Scuze ceva, pe bune, eu nu mai pot asta să aud. Cum poți să... Deși asta există pe pământ. Pădruga îmi întreabă: domnul Candu, și ați discutat din cât v-a făcut să renunțați? Domnul Candu, dar până muși n-ați discutat, deși n-ați renunțat până mu? Am discutat mult. Lumea a vrut mult. De asta a fost necesar compromisul. What? Și? Copchii vor înghețată? De asta noi am discutat mult și le-am cumpărat țelină. Pentru că
s-a vrut compromisul. Dar copiii e tare vrut înghețată și noi credem că poate până în 2022 s-a tochi și le-am dau așa de pe băț la copiii înghețată. Dar până amu, țelena. Pentru că țelena e compromisul. Eu asta înțeleg din ce se întâmplă la aceste declarații de presă. Doar interesul unui partid. Și prin acest gest de astăzi, noi cei din Partidul Democrat am pus mai presus interesul societății și a compromisului politic decât interesul partidului sau ceea ce pus. Cum tu ai pus interesul societății mai presus când tu numai și ai făcut contrar voinței a 850.000 de oameni? Care au vrut ceva, 850.000 de oameni au vrut înghețat pe băț, dar tu, peste noaptele, zis, no, scuzați, țelină, compromis, no, scuzați, gata, bye-bye, îmi pare rău. What the shit? Noi, în continuare, suntem susținătorii sistemului uninominal. Ai, nu, serios? Dar la prima etapă, pentru ca și cetățenii să înțeleagă acest lucru și să-l testeze în practică. A, băi, și-mi place când Candu faci fața asta. Eu nu știu dacă voi reușiți să observați, dar știi când te concentrezi și zici cuiva, crede-mă, știi, un fel de, crede-mă, noi în continuare suntem pentru unii nominal, adică, brățișcă, dă un crug, dă bicicleta pe un crug, nu, da, ți-o întorc, dă-o pe un crug, ți-o întorc imediat, nu, brățișcă. Da, arată ceasul, cât e ora. Nu, dă-mi ceasul să mă uit eu singur, brățișcă. Înțelegi? Ca un vasioc care te mânjește la valiutcă, parimași? Considerăm că la prima etapă putem să acceptăm și am acceptat sistemul mixt. Băi, pe bune, ori e zombat, ori e obosit, dar omul nu mai leagă, nu mai face, doesn't make sense, știi? Și noi trebuie să avem acel simț de barometru sau cum se cheamă, un șocic la nonsens. Atunci când auzim că cineva grăiește cai verzi pe pereță sau cum se mai zice, cai verzi la ușa primăriei, eu nu știu care e termenul român. Eu știu un cuvânt, dar vă n-ați vă placă, îți ziceți că grăiesc buruienos. Pizdeoș, să spun, scuzați. Abia, eu nu știam cum se traduce bullshit, dar trebuie să simțăm că răsună bullshit-ul. Ori omul ăsta scoate de pe, din gura lui numai așa ceva. Dacă e să acumulați sondajele, rezultatul sondajelor a sistemului mixt și a sistemului uninominal, denotă faptul că mai mult de 50% din cetățenii Republicii Moldova își doresc schimbare. Caroce băieți, știi cum trebuie să facem noi? Noi am acumulat sondajele de opinii și noi ne-am uitat că niște oameni vor țelină, dar foarte mulți oameni vor înghețați pe băieți. Așa că toți oamenii vor schimbare. Clar că toți oamenii vor schimbare. Așa că noi o schimbare să le dăm. Dar care a să decidem noi pe neașteptate și fără a face discuții tare multe în public, ok? Vă mulțumim pentru atenție. Care miliard? N-aud, nu s-aude. Care miliard? Nu s-aude. S-aude prost. Nu s-aude. E ceea ce am luat noi în considerare în primul rând. Cu siguranță, după ziua de astăzi, printr-o corectă informare a cetățenilor, noi am avut o campanie de informare și de comunicare pe uninominal. Printr-o corectă informare, domnule Candu, nu scuzați, dar iarăși o să mă acuzați că crezi burenos, dar asta e pizdioș. Domnule Candu, care corectă informare? Să vă reamintesc despre reportajele care spuneau că diaspora susține votul uninominal la o săptămână, două, după ce Plahotniuc a ieșit la briefing? Diaspora susține votul uninominal într-un reportaj în care voi luați o femeie de la un aeroport, după asta vorbiți cu o femeie din Italia și cu un bărbat din Italia. Diaspora susține uninominal. Asta e informare corectă. Artiștii care nu sunt conștienti de ce susțin, asta e informare corectă. Oamenii care nu erau conștienti pentru ce semnează de la Hâncești până la Cahul, prin toată țara, asta e informare corectă. Oh, nu! Nu, domnule Candu! Asta e speculație, asta e manipulare. Izviniți, пожалуйста. Voi controlați câteva posturi de televiziune. Какая нафиг информация corect? Ca o țară întreagă să înțeleagă ce înseamnă sistemul uninominal. Încă foarte... Ia că pe voi vă întreb și pe mine tot mă întreb. Noi am înțeles ce înseamnă sistemul uninominal. Noi de ghe eram picali să înțelegem
și el nu se mai votează. Tu înțelegi? Înțelegi care e durerea noastră? Că noi de-gheam început să pricepem și asta sistemul uninominal? Și nu s-a votat el, nu s-a votat, bine, să voteze mixta, mă, bine, să nu fie bine. Of, ребятушки. Aici s-a întrerupt conferința de presă cu domnul Andrian Candu. Vă reamintesc, am urmărit discuții super interesante, lipsite de sens din partea domnului președinte, bloggerul Igor Dodon, și din partea domnului președinte a Parlamentului, bloggerul Andrian Candu. Voi am o să vă întrebați, dar de ce tu, Andrei, numești pe dânsul blogger? Dar de ce tu le spui blogger? Dar pentru că sunt blogger. Igor Dodon are blog, Andrian Candu are blog. Nu prea activ el pe blogul lui, dar judecând după cum el în 2015, atât de curajos, nu ca politician, ca cetățean, a publicat pe blogul personal raportul Kroll. Băi, cum să nu numești blogger după asta? El e în primul rând blogger, după asta președinte al Parlamentului. Apiaca, am urmărit absurditățile astea și am unul ne rămâne decât să vedem ce se întâmplă pe data 59 mai, a să sărbătorim sau nu ziua victoriei sau ziua victoriei dublă, să vedem Dodon. Poate și-a mai inventat vreo panglică cu votul mixt, ceva, poate să mai și, poate de data asta spunem pe ochi niște semne de pirat. Ați vedem, încă nu știm, așteptăm să vedem indicațiile de la domnul președinte, pentru că el dacă ne zice, noi respectăm. El ne-a zis să nu ne jucăm cu cocu, noi nu ne jucăm cu cocu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o sâmbătă, vă doresc o duminică și dacă vreți, puteți să vă doresc și o luni ca să ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup, vă cuprind, vă mulțumesc pentru atenție. Fiți atenți la cei care încearcă să ne fure pe din spate, pe din față, pe la buzunare. Roșo? V-am cuprins. 17 iunie 2020. Vă aștept la Cluj, la Cinema Dacia. Link-ul pentru bilete o să apară în curând. Da, știu. Iar pe 17 iulie 2020 vă aștept la Filarmonica Națională, la Chișinău. Ne-am înțeles? Link-ul pentru bilete o să apară mai târziu. Bye, bye. Numai bine. Iar nu se stânge. Uite, băi, nici amă nu se stânge. De câte ori apăs și nu se stânge. Senzația e că nu vrea să-mi dăi drumul internetul ăsta. Vai de mine. Zuckerberg, ai de drumul. Ai mulțumesc. Ai crăsava.